Da, toată lumea pregătită. Bun. Deci astăzi am avut în cadrul Comisiei Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, am avut audieri pe subiectul de intervenție a instituțiilor statului în condițiile de 26-27 deci noiembrie, când au fost acele ninsori, deci în partea de sud a Republicii Moldova. Sunt doar câteva rezultate, o să prezint prealabile, pentru că instituțiile de drept încă lucrează despre ce s-a întâmplat, deci nemijlocit la sud. De ce eu am venit cu carnetul în fața dumneavoastră? Pentru că mi-am notat fiecare instituție cum a intervenit, ce au realizat, cu certitudine există, asta a fost scopul comisiei, să vedem dacă nu sunt discrepanțe în declarațiile pe care le fac șefii de deci instituții, fiindcă au fost audiați separați cu ușile închise și am ajuns la anumite concluzii. Dar să începem cu faptul că pe cazul dat, secția urmăririi deci penale Căușeni, în cadrul Inspectoratului de Poliție, este deschis un deci proces penal pe deci cazul dat, în care se studiază pe două deci articole. Primul deci este pe situația sau cauzele decesului deci persoanelor. Până la etapa actuală nu există o expertiză medico-legală care încă nu a fost publicată pentru a spune foarte clar care a fost cauzele decesului, chiar dacă în spațiu public se vorbește despre intoxicarea cu dioxid de carbon, da, în urma faptului că o parte din gazele din țeava de eșapament au intrat în salonul deci automobilului. Poliția încă nu are o expertiză medico-legală, adică pur și procuratura, pentru a putea să-i se expună dacă aceasta este cauza sau nu. Este o afirmație prealabilă despre acest caz și doi, este pe neexecutarea atribuțiilor de serviciu a instituțiilor care trebuiau să intervină. Și pe acest caz, poliția sau urmăririi penale, secția urmăririi penale din Căușeni, care va transmite mai departe dosarul la procuratură, au la dispoziție 45 de zile pentru a vedea mai multe detalii ce s-a întâmplat nemijlocit acolo. Cei ce putem spune pe instituții, administrația de stat al drumului, deci practic a intervenit pe segmentele centrale a drumurilor naționale, au cunoscut despre cazul care am invocat mai sus, despre mașinile blocate, nu a fost doar această mașină, deci blocată, au fost și alte automobile blocate în apropierea acelui punct dintre Coșcalia și în aceste condiții a fost intervenția atât a administrației de stat a drumului, precum și Inspectoratului General IGSU-ului, da, vorbim de situații de urgențe. A fost intervenție pentru deblocarea al trei microbuze cu copii care veneau de la competiții. Da, în Sori a fost ceva în competiție în municipiul Chișinău, din cei ce au invocat ambele instituții și deci coincide această deci informație. Totodată și deblocarea unui automobil de tip GAZ 66 care sau cu automobilul GAZ 66 a GSU-ului s-au deblocat aceste trei microbuze, dar și două mașini care se aflau în apropiere. Totodată ăsta drumuri a anunțat rudele despre faptul că până la de la locul unde se află ei pentru dezăpezire, până la automobilul care este blocat, sunt aproape 6 km și nu vor putea interveni doar după ce deci se va opri deci viscolul și pentru că ei trebuie să pot interveni conform posibilităților tehnice când există o vizibilitate mai bună. Deci vizibilitatea fiind una redusă, iar în aceste condiții nu au putut ajunge la această tehnică pentru a fi deblocată. Același lucru, de fapt, confirmă și Inspectoratul General Situații de Urgență, în care au avut
mai multe intervenții care au fost anunțate și de către ESA Drumuri. Totodată, din cauza că nu puteau face față condițiilor climaterice, deci propriu-zis extreme, au fost direcționate spre înlăturarea situațiilor de urgență, echipaje de urgență sau de pompieri din Chișinău, Bălți, deci Orhei, practic încă 4 echipaje suplimentare. Cei ce invocă Inspectoratul General situații de urgență este că operatorul de la 112 a anunțat despre acest caz și la ambulanță. Salvarea a anunțat că nu au un echipaj disponibil să ajungă, deci și nici condiții ca să poată ajunge. Deci acolo, iar mai departe, serviciul nu a anunțat alte servicii să intervină. Apoi am ascultat și serviciul 112, care spun că au anunțat ESA Drumuri și a existat această comunicare și nu s-a putut interveni din cauza zăpezii, care era peste 2 metri în deci, regiune. Totodată, serviciul 112 a anunțat, precum și procuratura, că au fost rude, ginerile, pare mi se, da, ginerile, care au fost și au propus să lase automobilul și să se apropie sau să meargă spre sat, în care ei au refuzat, distanța fiind de aproximativ 1 kilometru și jumătate până la localitate. Ei au refuzat, așteptând ca să vină deci anumite servicii ca să le poată tracta automobilul. Mai multe detalii despre felul cum s-a sunat, cum s-a intervenit, sunt materiale anexate la dosarul Inspectoratului de Poliție, Serviciul de Urmărire Penală, deci Căușeni, în care ei vor prezenta concluziile despre intervențiile și acțiunile acestor instituții. Cu certitudine, noi, așa cum am convenit în cadrul deci comisiei, vom aștepta să existe concluziile finale, așa cum a fost și în alte situații, de exemplu în Poliția de Frontieră, vom aștepta concluziile finale a Procuraturii Generale pe acest caz și vom face recomandările mai departe către deci, guvern pentru a lua atitudine în ceea ce privește raportul sau față de serviciile pe care trebuiau să intervină. Dar au fost prezenți și cei de la 112? Da, au fost prezenți cei de la 112, cum am enunțat. Ei au prezentat, practic, și discuțiile pe care le-au avut, deci cu persoanele, începând cu ora 14:58, primul sunet și ultimul la 17:56. Sunt detalii care sunt anexate la dosar, care practic este și în spațiu public, deci au fost în total 28 de discuții, fie cu ei, fie cu rudele, deci persoanelor date. De fiecare dată le s-a recomandat să încerce să părăsească mașina, să se apropie de localitate, fiecare dată fiind refuzată această solicitare. Puteți să ne spuneți cine a fost de reprezentant la această audiere de la 112? A fost domnul Gorincioi, adjunctul. O altă întrebare, domnule Carp, apariția unui canal de Telegram anonim unde au fost plasate amenințări în adresa mai multor instituții de învățământ, este un motiv pentru prelungirea stării de urgență? Va decide Comisia Situații Excepționale, dar sunt acțiuni pe care trebuie de antiteror pe care trebuie să le întreprindă Serviciul de Informație și Securitate și alte servicii care sunt. Ministerul Afacerilor Interne, informația din câte cunosc, a făcut declarație și domnul Alexandru deci Musteață. Această acțiune face parte din războiul hibrid pe care este pe teritoriul Republicii Moldova. Dacă mă întrebați pe mine, face parte din aceleași acțiuni de alerte false cu deci bombe, testându-se capacitatea instituțiilor noastre să intervină. Și cum credeți cine stă în spatele acestor acțiuni? Declarațiile domnului sau declarațiile despre felul cum sau cine sunt comandatari sau cine sunt cei care sunt cointeresați în asemenea tipuri de
practic război hibrid pe teritoriul Republicii Moldova, trebuie să le facă serviciul de informații și securitate. Sunt, ei au acces la mai multe date și ei sunt cei care au obligația să le prezinte. Dacă sunt și alte întrebări? Spuneți-ne, domnul Carp, dumneavoastră, ce viziune aveți în legătură cu acest serviciu 112? Ministrul Iefros a spus că el va trece în gestiunea Ministerului de Interne, urmează acolo niște schimbări să intervină. Unde ar trebui să-l plasăm acest serviciu? Pentru mine, dacă mă întrebați, noi avem nevoie nu de schimbarea acestui serviciu dintr-o parte în alta, ci ce avem noi nevoie de protocoale de intervenție în condiții de situații excepționale. Cei ce pot, mi-am făcut eu concluziile preliminare, da? Dar am zis că am solicitat să fim informați de către Procuratura Generală anume pe parte de intervenția instituțiilor și unii ei nu au intervenit conform protocoalelor. Cei ce avem noi nevoie, avem nevoie de aceste protocoale de intervenție în situații excepționale. Prima mea impresie și a colegilor noștri este că anumite protocoale nici nu există, noi am solicitat. Există fragmentar la anumite instituții, deci există, așa cum am găsit intervenția la SA Drum, acolo există un protocol foarte clar cum trebuie să intervină și în ce condiții. Alte instituții, din păcate, noi nu am avut, deci nu ne-au fost prezentate, am solicitat să fie prezentate suplimentar. Și cu siguranță, când în anul 2014 a fost votată legea privind activitatea serviciilor 112 prin asumarea de răspundere de cea guvernului, acea lege are destule lacune, pentru că el a fost criticat dur despre felul cum a fost votat și chiar din partea experților s-a enunțat despre faptul că există destule lacune în acea lege și cu certitudine această lege trebuie revizuită și să avem protocoale foarte exacte cum trebuie de intervenit în situații de asemenea gen. Apropo, din ceea ce a spus și șeful IGSU-ului, aceasta este cea mai, sau o asemenea tip de condiții climaterice dure sau care au fost în partea de sud a Republicii Moldova și este una dintre cele mai grave care au fost în ultimii 20 de ani de zile. Da, și totuși, unde îl vedeți serviciul acesta 112? Încă o dată, reiterez, chiar dacă noi îl mutăm astăzi, deci în gestiunea Ministerului Afacerilor Interne, dacă nu există protocoale foarte clare cum trebuie să intervine instituțiile statului, schimbarea lor dintr-o cabinet în altul nu va schimba nimic în calitatea serviciilor. Da, s-a vorbit despre, pe undeva, despre intervenția armatei naționale. Trebuia sau nu să intervină Armata Națională? După mine, dacă... Deci, legea 174, parcă așa, din 2014, cu privire la situații de urgență, a exclus, deci, armata ca instituții care trebuie să intervină în situații excepționale, de exemplu. De aceea, noi trebuie să modificăm, da, acea lege care este cu destule lacune, da, din 2014, pentru a avea o claritate despre felul când se intervine, da, se declară cod roșu, cod portocaliu, de exemplu, în condiții extreme meteorologice, care sunt tehnica care trebuie să intervii, cine trebuie să coordoneze celulele locale de intervenție. Toate aceste lucruri, din păcate, eu nu am un răspuns acum, pentru că din instituțiile care au venit, doar ASD-ul, deci, a venit cu protocolul foarte clar publicat, mi l-a pus, deci, în față și cu deci, trimitere la legi, ce trebuie să facă, cine trebuie să anunță, dacă există ninsori abundente, care sunt tehnica care trebuie să iasă, în ce condiții tehnica poate ieși, nu poate ieși, da, și tot așa mai departe. Cu regret, noi, cu certitudine, am discutat în spațiu public în ultimii 15 ani de zile despre faptul că să avem alert, deci așa numit oroseal, deci de anunțare, da, a unor situații excepționale la telefonul
mobil, cred că fiecare de noi, cel puțin odată, am fost în România și când exista prezența unui risc în apropiere, telefonul, indiferent de faptul că este sau nu este cu număr deci local, el prezintă despre riscurile care există în regiune, informează despre acest lucru. Din ceea ce a informat IGSU este că ei sunt la etapa unui studiu de fezabilitate care este achitat de către deci o asociație. Și mai departe, acest studiu de fezabilitate, el va trebui mers următoarea etapă, care este proiectul tehnic, costurile, și va trebui să găsim o soluție în care și noi să intervenim, așa cum există în toată lumea. Așa cum există și riscuri de tornado, de exemplu, în Statele Unite, când se informează că există în acea zonă un risc, așa cum există în România, că vine ursul sau nu știu ce, tot este, se anunță. Noi trebuie să ajungem în care populația trebuie să fie informată despre riscurile din zonă, da? Un telefon și atunci el să poată lua o decizie. Și totuși, de ce a explicat că această salvare a durat 17 ore? Care a fost? Deci din cauza faptului că în zona dată, din ce, iarăși, eu fac trimitere la informația care a fost oferită, pe acea porțiune de drum, fiind peste 2 metri, deci sulul de zăpadă, de fiind peste 2 metri, zăpadă fiind și viscolul fiind continuu, iar deși atât s-a drumuri, au dezăpezit porțiunile de drum în care existau câteva rutiere blocate cu copiii. Deci regiune nu au mai avut forță să ajungă și deci în alte, deși la acest caz. Au fost nevoiți să deblocheze cele 3 rutiere cu copii, au fost nevoiți să deblocheze fiind în apropiere încă câteva mașini blocate, această mașină fiind izolată, deci mai departe, aproape, și i-au anunțat că până la distanța, până la această mașină, automobil, existau aproape 6 km, iar timpul de intervenție trebuia de câteva ore bune. Da, ați precizat că a fost deschisă o cauză penală, pe ce componente din infracțiune? Am spus că două. Deci a fost, prima este pe cauza decesului. Chiar dacă în spațiu public a fost enunțat faptul că, deși a fost intoxicație, încă nu există un raport a medicinii, expertizei medico-legală că acesta este cauza decesului. Și a doilea este despre neglijența în serviciu. Ultima întrebare. Da, vă rog. Spuneți-ne, domnul Carp, ieri Parlamentul a votat în prima lectură proiectul bugetului și s-a votat și proiectul bugetului Centrului pentru combaterea dezinformării. Vă întreb dacă va suferi careva schimbări pentru lectura a doua activitatea acestui centru, mă refer la organigrama lui, salarizarea, s-a vorbit pe undeva, este exagerată. Cum îl vedeți pentru a doua lectură? Deci noi, în lectura a doua, vor fi dezbaterea, în primul rând se votează, deci, pentru că este vorba de hotărâre de Parlament, nu se votează în două lecturi. Și deja prin hotărârea de guvern, acolo noi vom avea o descifrare foarte clară despre salarizarea pe care vor avea deci fiecare specialist din cadrul acestei structuri. Da. Dacă mai sunt întrebări, eu cu drag vă răspund. Da. Și eu vă mulțumesc pentru... Da, o zi bună!